Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, suntem la sanatoriu din Slănic, Moldova. Eu sunt prezent aici de multă vreme și nu știam câtă bază de tratament mai are Slănic Moldova, pentru că înainte avea una foarte mare. Și dați-mi voie să aflăm aceste detalii de la invitatul meu la ceai, mă rog, mai impropriu cumva, că suntem aici într-un hol în sanatoriu, domnul Pădurariu, Vasile Pădurariu, administratorul acestei baze de tratament. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! E frumos, avem imagini, dar păcat că e atât de puțin, nu? Câte persoane se pot trata? Da. Pacienți, având în vedere și pandemia, nu? O 70% din locurile pe care... Vreau să vă spun un pic întâi din istoricul secției sanatoriale Slănic Moldova. Din 2013, această secție a fost preluată de la Direcția Sanitară de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie București. Deci noi suntem secție exterioară a Institutului de Balneologie. Au început investițiile, am făcut întâi baza de tratament cu aparatură modernă, am modernizat tot parterul în prima dată, apoi am făcut bazinul de kinetoterapie și aș vrea să fac o precizare foarte importantă, atât căzile, toată hidroterapia, cât și bazinul de kinetoterapie se fac cu apă minerală de la izvorul 3. Am captat de la izvorul 3, conform unei tradiții mai vechi, că izvoarele ajungeau în baza de tratament, am captat izvorul 3 și acum facem tratament de hidroterapie cu izvorul 3. Capacitatea noastră este doar de 50 de locuri. Pacienții vin la noi 14 zile, din care 10 zile de tratament. Noi oferim cazare, un confort accesibil, doi în cameră, cu un grup sanitar, cu televizor, cu frigider, ceea ce îi asigură un confort pacientului care vine la noi. De asemenea, asigurăm 6 proceduri pe zi, bolnavii care vin la noi întâi pentru perioada asta sunt testați cu teste rapide, ca să avem o siguranță a întregului colectiv care lucrăm aici. Apoi sunt consultați de către medicul specialist balneolog al institutului și li se dau 6 proceduri pe zi. Oferim cazare, masă și aceste proceduri plus electrocardiogramă și alte consultații care necesită. Aveți medic, să înțeleg. Da. Avem medic al institutului care este permanent la noi. De asemenea, oferim pacienților prin program plimbări la izvoarele cu ape minerale și plimbări în aer liber. Trebuie să ținem cont de aerul care este la Slănic, un aer ozonat, aer cu foarte mult aer, o încărcătură cu aer ion negativ, ceea ce conferă organismului un alt confort și respirator și de recuperare în toată perioada cât stă la noi. Pentru că am ajuns la izvoarele minerale, aș vrea să vă spun și ceva din bogăția naturală a Slănicului, care după mine este o adevărată minune a naturii. Avem 33 de izvoare minerale pe o distanță de pe o suprafață de 2 km pătrați, din care 20 de izvoare se folosesc în cura internă și externă. Spun că este o minune a naturii pentru că fiecare izvor are o compoziție diferită. O să avem la izvorul 300, care este o apă oligominerală, folosită în afecțiunile renale, și la câțiva metri, în cealaltă parte, este izvorul 6,
unul din cele mai mineralizate, peste 20 mineralizare, unul din cele mai mineralizate izvoare din țara noastră. Această diversitate ne oferă o paletă largă de tratamente pentru pacienții care vin la noi. Pacienții vin cu afecțiuni digestive, vin cu afecțiuni renale, vin cardiaci și celelalte afecțiuni care au cronice. În felul ăsta, noi avem posibilitatea ca fără medicamente să dăm un tratament corect și accesibil cu ape minerale celor care vin la noi. E o stațiune deosebită, apele astea minerale au fost medaliate, după cum se știe, la târgurile internaționale de la Viena, de la Paris și necesită în următoarea perioadă o reconsiderare. A fost o perioadă în care izvoarele n-au fost analizate la timp. Acum apele minerale sunt în majoritate preluate de primărie și în colaborare cu Institutul de Balneologie se vor realiza toate analizele. Deja noi am început și o cercetare cu izvorul 3. Au venit de la Corpul de Cercetare al Institutului. Trebuie să vă zic că Institutul de Balneologie este singura instituție din țară care evaluează factorii naturali. Aici avem un corp de cercetare care efectuează cercetări pe izvoarele minerale, pe mediu, pe mediile saline, pe toate bogățiile naturale ale țării. Am înțeles, au fost la întâlnirea aceasta cu primarii domnul Mirescu și chiar domnul, dacă e aceeași instituție, domnul Dima Augustin, care este managerul acestui Institut Național de Balneofizioterapie. Da. Domnul Mirescu de aproximativ 30 de ani se ocupă de ape minerale, de mediu, din stațiunile balneare. O capacitate în ceea ce privește cercetarea în România a factorilor naturali. Și mai nou, domnul manager Dima Augustin, un om foarte energic, care doar de 6 luni de zile este manager al Institutului Național de Recuperare și care a făcut lucruri multe și foarte bine intenționat. Vrem să refacem rețeaua balneară a Institutului Național din țară. Aș vrea să vorbim totuși de faptul că noi am știut dintotdeauna că baza de tratament e mult mai mare și eu văd niște clădiri care nu sunt în utilitate publică, să spunem așa. Cu regret abandonate pur și simplu. Da, cu regret vă spun că înainte de 89, Slănicul Moldovei avea o capacitate de 35-40 de mii de proceduri pe zi. Asta însemna vreo 6 baze de tratament în care se făcea tratament și o capacitate de cazare pentru 13-14 mii de pacienți pe serie. Aceste vremuri au trecut, privatizarea care a venit după a făcut un dezastru, aș vrea să vă spun, pentru Slănic. Avem aici pavilionul central Racoviță, care a fost inima serviciului medical balnear din Slănic, Moldova, și care este destinat pentru așa ceva. Noi am vrut să-l preluăm, să-l modernizăm și să redăm stațiunea această comoară. Dar, din păcate, este într-o anumită formă de privatizare. Nu reușim deocamdată ca să-l preluăm. Este în proprietatea cuiva și probabil că cum a stat câțiva ani de zile va mai sta mult și bine. Da, ar fi benefică această administrare de către Institutul Național de Balneo, dacă reușiți, dacă împreună cu primăria veți reuși să vă implicați. Noi dorim să extindem baza de tratament pentru că solicitările sunt extraordinar de mari. Noi avem o presiune deosebită în ceea ce privește solicitările pacienților de a veni la noi.
Ori deja din primele două săptămâni ale anului, noi am ocupat toată diagrama până în decembrie. Deci dacă ar fi o unitate cu 4-500 de locuri, poate ar acoperi jumătate din necesarul de solicitări de la Slănic Moldova. Oamenii cunosc stațiunea, oamenii au fost aici, știu ce înseamnă apele minerale pentru sănătatea lor. Dacă vin și beau apă minerale un an de zile, nu mai trebuie să mai ia pastile. Și în felul ăsta solicită să vină. Din păcate, nu avem suficient spațiu de cazare și în bazele de tratament. Da, e o problemă, până la urmă, publică. Am înțeles de la întâlnirea la care a fost prezent și dumneavoastră, a primarilor acestor stațiuni de interes turistic, orașe de interes turistic și balneo, și vă doresc succes. Aș vrea să mai vedem ce ar mai putea, ce ar mai fi de spus când tot s-a spus cu medicala aceea, despre ceea ce faceți dumneavoastră și echipa pe care o conduceți. Noi avem imagini, ne suprapunem, arată foarte bine locul, e extraordinar de bine. Aș vrea să vă mai relatez o neîmplinire a noastră a Slănicului și este vorba de desfințarea sanatoriului din Mina Salina. Mina Salina era un sanatoriu pentru bolnavi astmatici care veneau la Slănic Moldova, număr foarte mare. Am avut deja, de asemenea, un sanatoriu de copii astmatici cu 180 de locuri. Au fost desfințate și în momentul de față, pentru omul astmatic, pentru bolnavul astmatic, e foarte greu ca să vină la un tratament complet. Adică să combinăm sfera balneară, tratamentul balneare, cu tratamentul din Mina Salina. Noi dorim, avem un colectiv destul de bine calificat, profesorii de la institut vin periodic la noi și facem cursuri de perfecționare. La Slănic Moldova s-au făcut și o să mai facă conferințe, congrese de balneologie și în felul ăsta ținem un standard ridicat al activității medicale care oferim pacienților noștri. Și ne dorim o investiție mare în care, într-adevăr, să fie emblematică pentru slănicul balnear din zona noastră. Deci aerul este foarte bine, foarte mult apreciat, dincolo de ape, dincolo de sanatoriu, dincolo de turist, de peisaj. Aerul s-ar părea, și din câte am înțeles, sunt studii aprofundate, este cel mai curat din România. Așa este. Aici au fost inclusiv parteneri din Germania care au luat probe de aer și care au constatat la fel, chiar au vrut să facă o investiție mare la Slănic, să aducă pacienți de la ei, dar s-a întrerupt pe traseu. Erau foarte încântați de rezultatele, de calitatea aerului de la Slănic. Și ăsta e un mare beneficiu pentru pacienții respiratori care vin la noi. Domnule Pădurariu, noi realizăm acest reportaj de Sfântul Gheorghe, e ziua primarului, care e domnul Gheorghe Baciu. Vine și floriile mâine, poi mâine, vine și Paștele. Aș vrea să nu încheiem înainte de a adresa nu numai celor care vă vizitează și celor care vă vor trece pragul, gânduri de bine, de sărbătoare. Aș vrea să transmit tuturor celor care poartă numele Sfântului Gheorghe o zi deosebită, o zi fericită, multă sănătate și de asemenea tuturor creștinilor un Hristos înviat și multă sănătate cu ocazia sărbătorilor pascale. Eu vă mulțumesc și ce să spun, vom mai reveni, suntem cumva foarte aproape de tot ce se întâmplă aici la Slănic prin promovarea stațiunii, prin promovarea zonală, moldavă și relația pe care o avem cu administrația locală. Și vom reveni să vedem ce se mai întâmplă pe parcurs. Am înțeles că se va încerca preluarea cazinoului pentru partea artistică, sau mă rog, culturală, dar și, iată, dacă cumva primăria, așa cum a făcut cu izvoarele, 10 dintre ele au fost cumva preluate, sunt de utilitate publică și au acces toți acolo, fără alte costuri, sperăm să se întâmple și cu partea aceasta de extensie a bazei de tratament. Da,
Noi ne dorim mult, în primul rând, de exemplu, să deschidem mofeta. Slănic Moldova are cea mai mare sursă de gaz mofetic din țară. Ori tot așa, datorită unor privatizări făcute haotic, mofeta este blocată de ani de zile și tot timpul trebuie să dăm explicații pacienților care ne caută de ce nu se deschide mofeta. Sperăm că primarul energic cum este să ne ajute și să le redăm slănicului mofeta, care este atât de căutat de pacienții noștri. Stimați telespectatori, mulțumesc domnului Vasile Pădurariu, domnul administrator al sanatoriului de aici de la Slănic Moldova, și îi urez multă sănătate și reușite în perspectiva a proiectelor pe care le are în vedere. Vă mulțumim la fel și vă așteptăm să reveniți la noi, sperăm cu noutăți, vă dăm alte noutăți. Să fie noutăți pozitive, ca să spun pozitive, da. Numai bine, stimați telespectatori, la revedere! Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceas,